Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Este timpul să te gândești cum să aduci noroc în viața ta. În februarie, stelele și constelațiile vor fi în principal într-o poziție destul de favorabilă, ceea ce va avea un efect bun asupra stării tale de spirit și asupra bunăstării tale. Desigur, vor fi dificultăți, dar fără ele, știi deja că nu se poate. Trebuie doar să știi să le depășești și ce este necesar pentru asta să mergi cu fruntea sus și un zâmbet pe față. Hai să aflăm la ce sunt predispuse în februarie minunatele semne ale zodiacului. Berbec, a sosit momentul să ai taurul de coarne, deoarece planetele vor fi într-o poziție favorabilă. Acest lucru îți va afecta viața, te va ajuta să depășești dificultățile din calea ta. Februarie va fi un moment ideal pentru muncă, treburile gospodărești, pentru căutarea de hobby-uri noi. De asemenea, va fi util să te îngrijești de sănătate, dezvoltând un nou obicei pozitiv. De exemplu, poți începe să alergi sau să te deplasezi mai mult pe jos, să faci întinderi, să practici yoga. Nu ignora niciun gând de despre bunăstarea ta, pentru că va fi cel mai puternic reflectat în starea ta de spirit și în noroc. Stelele îți vor aduce mult bine și te vor face mai atentă la lucrurile mărunte. Taur, pentru tine, cea mai importantă zonă din prima jumătate a lunii februarie va fi sfera banilor, a succesului, a norocului financiar. Poți cumpăra și vinde proprietăți imobiliare, poți transforma locuința, făcând reparații sau mutând mobilă în ea. Este posibil să afli secretul foarte important al altcuiva. Va trebui să promiți persoanei și ție însăți că nu vei spune nimănui despre asta. Cel mai important lucru pentru tine este să-ți menții sănătatea emoțională și buna dispoziție. Stelele îți recomandă mai aproape de sfârșitul lunii februarie să nu te implici în afaceri amoroase. Dacă te afli într-o relație, este important să fii atentă la a doua jumătate. Dacă ești în continuare singură, poți flirta deschis și poți merge la întâlniri. Gemeni, banii și munca sunt tema principală a lunii februarie pentru tine. A doua jumătate a lunii este un moment minunat pentru a face cumpărături, a încheia tranzacții importante, a schimba locul de muncă și a rezolva problemele legale. Șederea la ralenti nu este în mod clar meritată. Astrele îți vor crește dorința de a crea conexiuni noi din primele zile ale lunii februarie. Șansele sunt bune că vei putea găsi noi contacte utile. În același timp, nevoia de comunicare va crește, pofta de învățare și dobândirea de cunoștințe, iar memoria se va îmbunătăți. Cel mai bun moment pentru a-ți îmbunătăți educația profesională și a dobândi noi abilități este pur și simplu întreaga lună. Rac, ar trebui să devii mai activă în sectoarele de afaceri și comunicare. Noi cunoscuți vor fi utili nu numai în muncă, dar și în afaceri și dragoste. Poți întâlni pe cineva care este foarte util, important și foarte apropiat în spirit, în energie și viziune asupra lumii. Stelele îți vor îmbunătăți memoria, astfel încât îți va fi mult mai ușor să îndeplinești sarcini importante pentru muncă, să te pregătești pentru examene, să primești noi cunoștințe. Într-un șir de lucruri, nu uita de treburile casnice și de familie. La sfârșitul lunii februarie, poți face cumpărături, schimbare de peisaje, imagine, distracție așa cum trebuie, cu prietenii sau cu sufletul tău pereche. Leu, luna aceasta vei fi extrem de ocupată. Starea ta de spirit se va schimba constant, iar norocul poate veni sau pleca. Această imprevizibilitate generală și dinamică amenință să-ți afecteze negativ problemele, astfel încât va trebui să-ți recuperezi rapid energia și puterea. Ai nevoie de mai multă odihnă, mai puțin exces în muncă. Spre sfârșitul lunii februarie, poate apărea o dorință irezistibilă de pasiune și risc. În același timp, îți va veni o nouă motivație, entuziasm, dorință de a căuta ceva nou în viața ta.
Există o mare probabilitate să câștigi un nou obiectiv, să poți învăța ceva foarte interesant despre viață, despre oameni, despre lume. Planetele care sunt responsabile de emoții și dorințe sunt activate, astfel încât va apărea inspirația. Fecioara. Pentru tine, luna februarie va fi o lună universală în care poți merge pe orice cale de dezvoltare. Vei putea reuși în muncă, pentru a-ți stabiliza sănătatea și poți restabili ordinea în sfera iubirii și în viața de familie. Astrele spun că poți reuși imediat în orice, dar pentru aceasta va trebui să ai curaj și răbdare, să arăți decență și onestitate față de ceilalți. Empatia îți va fi foarte dezvoltată, dar poate fi atât utilă cât și periculoasă. Planetele îți vor crește diligența, vor extinde capabilitățile tale, îți vor oferi mai multă putere pentru a depăși obstacolele. Nu-ți va fi dificil să eviți diverse certuri și conflicte în februarie. În multe feluri, vei deveni un exemplu pentru alții. Balanța. Pentru tine, energia ta în ansamblu este foarte importantă. Stelele și constelațiile îți vor consolida semnificativ biocâmpul personal, oferindu-ți un plus de vitalitate și mult noroc. De asemenea, luminile nopții te vor ajuta să găsești dragoste, te vor încuraja să ai grijă mai bună de tine și de ceilalți. Aceasta este o perioadă minunată pentru a călători împreună cu cineva, să participi la întâlniri de seară, discuții de suflet. În luna februarie este foarte util să faci cunoștință cu reprezentanții sexului opus. Noi cunoscuți îți vor crește semnificativ încrederea în tine. La locul de muncă, totul va fi stabil și previzibil, așa că nu trebuie să te aștepți la probleme sau victorii incredibile, dar poți termina lucrurile obișnuite într-un mod liniștit. Scorpion, stelele și constelațiile, la începutul lunii februarie te pot face puțin liniștită și instabilă din punct de vedere al dispoziției. Spre sfârșitul lunii, stelele vor afecta principiile tale spirituale, făcându-ți mintea mai deschisă, te vor ajuta să-ți găsești adevăratul destin în viață, să eviți pericolul și întoarcerile neplăcute ale sorții. Luna aceasta este minunată pentru o nuntă, pentru planificarea viitorului. Poți anunța toți cei dragi și prietenii despre veștile bune. Tot în luna februarie, este util să-ți mărturisești dragostea, să faci cunoștințe noi, să faci întâlniri pentru suflet. Aceasta este o lună de romantism și apropiere între îndrăgostiți. Weekendurile sunt cel mai bine de petrecut alături de persoana iubită într-un mediu plăcut. Săgetător. Februarie va fi o lună foarte importantă pentru tine. În viața ta, va începe o perioadă surprinzător de pozitivă în care îți poți schimba destinul. O mare importanță în viața ta va fi jucată de prieteni și rude. Merită să le asculți părerile și să nu te cerți cu ei. Sfârșitul iernii va fi destul de dinamic și imprevizibil, așa că este mai bine să te abții de la achiziții costisitoare, riscuri, schimbări de loc de muncă. În astfel de perioade de timp, trebuie să te gândești nu de două ori, ci de trei ori pentru a evita un fiasco. Spre sfârșitul lunii, vei putea să-ți stabilești noi obiective și să tragi concluzii utile din greșelile vechi. Capricorn. În februarie îți va fi foarte dificil să te concentrezi pe probleme financiare și de muncă. Poate că trebuie să te ocupi de soluționarea problemelor dintr-o echipă sau din familie. Planetele îți vor forma noi aspirații, îți vor crește abilitățile intelectuale și îți vor îmbunătăți inteligența. Ești mai norocoasă dacă ai o profesie creativă sau desfășori activități care sunt asociate cu numere. Sfârșitul iernii este propice pentru a depăși gândirea stereotipă care are legătura cu dificultăți în umor și ironie. Vărsător. Uneori, pentru a deveni mai fericită, nu trebuie să dobândești ceva, ci să abandonezi ceva. Îți va fi util să scapi de gândurile negre despre viitor. Trebuie să fii optimistă, în luna februarie acest lucru este foarte important. Respingând cu succes atacurile gândurilor negre, vei putea face calm lucrurile obișnuite.
Sfârșitul iernii este ideal pentru activități în aer liber, călătorii, schimbări de peisaj. Poți merge la stilist sau coafor, poți să-ți creezi o nouă imagine. De asemenea, sfârșitul iernii pentru tine va fi marcată de apariția unei noi motivații care va avea un efect bun asupra afacerilor și muncii. Pești. Problemele financiare le vei putea rezolva cu mult mai mult succes și mai repede decât de obicei. Astrele te sfătuiesc să nu pierzi bani pe lucruri inutile. Dacă la începutul lunii vei simți o ușoară scădere a energiei, începând cu 6 și 7 situația se va schimba în sens opus. Șansele sunt să poți pune în aplicare planurile tale cele mai ambițioase. Îți va fi util să-ți reduci ușor asertivitatea. În relațiile cu oamenii în general, îți va fi util să scapi de nemulțumire și să acorzi mai puțină atenție opiniilor celorlalți. Acest sfat este util mai ales dacă lucrezi în echipă sau trebuie să comunici adesea cu clienții, colegii și superiorii. Succesul te va însoți ori de câte ori vei ști să găsești compromisuri. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!